La gânditorii mai puternici, plini de vitalitate și încă însetați de viață, lucrurile par să stea totuși altfel. Atunci când ei se împotrivesc aparenței și rostesc deja cu trofie cuvântul perspectivist, și când dau crezare propriului lor trup, cam tot atât de puțin cât iluziei optice care le spune că Pământul nu se mișcă, Lăsând astfel, aparent bine dispuși, să le scape din mâini cea mai sigură avere. Căci, în ce să credem acum, cu mai multă convingere, decât în propriul corp? Cine știe dacă ei nu caută să recucerească în fond ceva ce au stăpânit cândva, cu și mai multă certitudine, ceva din vechiul patrimoniu al credinței de altă dată, poate Sufletul Nemuritor, poate bătrânul Dumnezeu. Pe scurt, idei în virtutea cărora putem trăi mai bine, cu alte cuvinte, cu mai multă vigoare și seninătate, decât dacă ne bizuim pe ideile moderne. Aici își găsește locul suspiciunea față de aceste idei moderne. Neîncrederea în tot ceea ce a fost construit ieri și azi, poate că este aici un amestec de ușor dezgust și de dispreț care nu mai suportă acel. Bric, abrac, al conceptelor de cea mai diversă proveniență, la vânzare în prezent de așa numitul pozitivism. Poate că intervine scârba ce cuprinde un gust mai rafinat în fața bălciului bălțat și ferfenițit oferit de toți acești filozofaștri realiști, la care nimic nu este nou și autentic, exceptând această în pestrițare. Cred că, în această privință, se cuvine să le dăm dreptate actualilor antirealiști sceptici și celor care analizează la microscop cunoașterea. Instinctul lor, care îi mână departe de realitatea modernă, este incontestabil. Ce ne pasă de tertipurile lor retrograde? Esențial la ei nu este că vor să meargă înapoi, ci... Că vor să se îndepărteze. Ceva mai multă forță, un pic de avânt, de curaj și de simț artistic, i-ar ajuta să meargă mai departe, nu să se întoarcă. Am impresia că, acum, oamenii se străduiesc pretutindeni să-și abată privirea de la adevărata influență pe care Kant a exercitat-o asupra filozofiei germane, și mai cu seamă să treacă prudent peste valoarea pe care și-a atribuit-o el. Înainte de toate, Kant a fost mândru de tabelul categoriilor pe care l-a întocmit. El a spus, ținând acest tabel în mâini, iată cel mai dificil lucru care a putut fi întreprins vreodată în folosul metafizicii. Să înțelegem totuși bine acest a putut fi. Kant se mândrea că a descoperit în om o nouă facultate, aceea de a emite judecăți sintetice a priori. Să presupunem că el s-a înșelat în această privință. Observăm totuși că evoluția și înflorirea rapidă a filozofiei germane depinde de această mândrie și de emulația generației mai tinere de a descoperi pe cât posibil lucruri cu care să se mândrească și mai mult și în orice caz noi facultăți. Dar să reflectăm că ce a sosit momentul. Cum sunt posibile judecățile sintetice a priori? s-a întrebat Kant. Și ce a răspuns el de fapt? Prin intermediul unei facultăți. Din păcate însă nu a făcut o în aceste patru cuvinte ci atât de prolix, de impozant și cu o asemenea risipă de profunzime și de înflorituri germane, încât oamenii nici n-au sesizat amuzanta nerozie germană existentă într-un astfel de răspuns. Ba chiar s-au entuziasmat din pricina acestei noi facultăți, iar exultanța lor a atins punctul culminant atunci când Kant a mai descoperit în om și o facultate morală, căci pe vremea aceea, germanii, erau încă morali și absolut deloc implicați într-o politică realistă. Sosise luna de miere a filozofiei germane. Toți tinerii teologi de la seminarul din Tübingen au șters-o numai decât în căutarea unor facultăți. Și câte n-au mai găsit? În acea epocă inocentă, bogată și încă tinerească a spiritului german când romantismul cânta din alămuri sau din glas, ai doma unei zânerele și când nu se putea face încă distinția între a descoperi și a inventa. Înainte de toate, era de aflat o facultate ce viza transcendentul. Schelling a botezat o intuiție intelectuală și a ieșit cu ea în întâmpinarea celor mai intime dorințe ale germanilor săi, funciar evlavioși. Acestei întregi mișcări juvenile, exuberante și exaltate, oricât de îndrăznet s-ar fi deghizat ea în concepte cărunte și bătrânești, nu îi se poate face o nedreptate mai mare decât aceea de a fi luată în serios și de a fi tratată chiar cu o oarecare indignare morală. Pe scurt, lumea a îmbătrânit și visul a dispărut. A venit un timp în care oamenii s-au fricat la ochi și continuă să o facă și astăzi. Visaseră, iar înaintea tuturor, chiar bătrânul Kant. Prin intermediul unei facultăți, spusese el, sau cel puțin voise să spună. Dar este oare acesta un răspuns? Este o explicație? Nu e mai curând doar o repetare a întrebării? Cum ne adoarme opiul? Prin intermediul unei facultăți, adică datorită unei virtus dormitiva, după cum răspunde acel medic al lui Molière. Cuia est in eo virtus dormitiva. Cuius est natura sensus asupire. Căci are o virtute adormitoare care prin firea ei adoarme simțurile dar asemenea răspunsuri își găsesc locul în comedie și a sosit, în sfârșit, vremea să înlocuim întrebarea kantiană cum sunt posibile judecățile sintetice a priori cu o altă întrebare. De ce este necesar să credem în astfel de judecăți? Adică să înțelegem că pentru conservarea unor făpturi ca noi trebuie să credem că judecățile de acest fel sunt adevărate ceea ce nu exclude firește posibilitatea ca ele să fie și false. Sau, ca să vorbim mai limpede, mai brutal și mai radical, judecățile sintetice a priori n-ar trebui să fie deloc posibile. Noi nu avem niciun drept asupra lor. Rostite de noi, ele nu sunt decât niște judecăți false. Numai că, desigur, Credința în adevărul lor este necesară ca o credință evidentă și o aparență care ține de optica perspectivistă a vieții. În fine, pentru a aminti și de efectul uriaș pe care filozofia germană se înțelege oare dreptul ei la ghilimele l-a exercitat în toată Europa, să nu ne îndoim că aici a intrat în joc o anumită virtus dormitiva. Lumea a fost încântată ca, printre atâtea haimanale nobile, printre virtuoși, mistici, artiști, pe trei sferturi creștini și obscurantiști politici de toate națiile, să dețină datorită filozofiei germane un antidot împotriva senzualismului încă dominant, care s-a revărsat din secolul trecut în cel de față, pe scurt, sensus asopire. În ceea ce privește atomismul materialist, acesta face parte dintre cele mai contestate lucruri care există și poate că printre savanții din Europa nu mai este astăzi nimeni atât de ignorant încât să-i acorde în continuare o importanță serioasă, exceptând comoditatea unei curente utilizări domestice și anume ca abreviere a mijloacelor de expresie. În primul rând, datorită polonezului Boscovici, care împreună cu polonezul Copernic a fost până acum cel mai mare și mai de succes adversar al aparenței, căci în vreme ce Copernic ne-a convins să credem împotriva evidenței oferite de toate simțurile că pământul nu este imobil, Boscovici ne-a învățat să renegăm credința în ultimul lucru care mai era stabil în ceea ce privește pământul și anume credința în substanță, în materie, în atom. Această ultimă particulă și rămășiță terestră a fost cel mai mare triumf asupra simțurilor repurtat până acum pe pământ. Dar trebuie să mergem mai departe și să declarăm război, un război necruzător, la cuțite, și nevoii atomiste care continuă să supraviețuiască periculos pe teritorii unde nimeni nu bănuiește, la fel cum am declarat război mai faimoasei nevoi metafizice. Mai întâi trebuie să dăm însă lovitura de grație celuilalt atomism, mai funest, pe care creștinismul l-a propovăduit cel mai bine și vreme mai îndelungată decât orice altceva. Atomismul sufletesc.